Bună ziua, numai dumneavoastră? Bună ziua. Bună ziua. Cum se simte, domnul președinte? E bine, e în regulă? A reușit să se odihnească după zbor? A reușit să se odihnească și, nu știu, poate se poate nu. Dar medicii nu i-au recomandat să se mai odihnească, să nu zboare? Sunt imaginile momentului, doamnelor și domnilor. Maria Băsescu a avut prima reacție despre starea de sănătate a lui Traian Băsescu după ce acesta s-a întors în țară, a luat această decizie de a reveni în țară. Ei bine, Traian Băsescu a fost externat așadar din spitalul din Bruxelles și s-a întors la vila de protocol să-și împacheteze lucrurile și să se pregătească pentru mutare. Maria Băsescu a început deja să facă bagajele după ce curierii au adus în locuința acestora saci, dași și cutii. Vă reamintim faptul că familia Băsescu vrea să se mute cât mai repede, nu așteaptă să expire acel termen de 60 de zile. Bun, Bianca Chivu este acolo la vila de protocol, doamnelor și domnilor, în direct cu noi cu informațiile de ultimă oră. Te ascultăm, Bianca, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! Am auzit în urmă cu puțin timp declarațiile soției lui Traian Băsescu, Maria Băsescu, care spunea că președintele a reușit să se odihnească după zbor. Spune că nu știe dacă va ieși sau nu astăzi din casă. Cert este faptul că știm foarte bine, președintele Traian Băsescu a ajuns seara trecută, noaptea trecută, aici, înapoi în București, la vila de protocol. Asta deși medicii de la Bruxelles l-au sfătuit să se odihnească o perioadă, să se recupereze după problemele de sănătate pe care le-a avut. Mai mult decât atât, știm că aici se fac pregătiri pentru că soții Băsescu nu vor să rămână în vila de protocol până la expirarea acelui termen de 60 de zile, vor să se mute cât mai repede. De altfel, ieri au venit aici și cutiile pentru a împacheta lucrurile și a muta cât mai repede tot ce au aici, tot ce au în această casă în care locuiesc, iată, de ani de zile, pentru a se muta cât mai repede, vă spuneam. Ne spunea mai devreme Maria Băsescu faptul că președintele a reușit să se odihnească, însă, așa cum vă spuneam, nu știe dacă va ieși astăzi. De altfel, președintele Traian Băsescu, știm că a avut probleme grave de sănătate, încă este în perioada de recuperare. Medicii l-au sfătuit ca o perioadă să se odihnească pentru ca organismul lui să se recupereze, iată, după problemele pe care le-a suferit. Cert este faptul că aici se fac pregătiri pentru că, vă spuneam, familia Băsescu vrea să se mute cât mai repede din vila de protocol.